Când nu este cap, vai de comună. Satul Vadu Pașii, județul Buzău, are o conductă de gaze montată deasupra porților de la case. Localnicii își doreau această investiție, dar se așteptau ca țevile să fie montate subteran. Reprezentanții administrației locale nu văd nimic neobișnuit legat de soluția tehnică și spun că vinovatul pentru design a fost executantul lucrării. Strada Avion, care cu siguranță se poate vedea din avion, este un drum din satul Scurtești, județul Buzău. Aici, rețeaua de gaze a fost realizată înainte de Paște, iar acum oamenii spun că au primit cu adevărat o minune pentru că strada lor este unică. Dacă primarul a zis nu strice nimica, de-aia a făcut și ea. Și cum vi se pare că arată? Da, e strada cu porțile de fotbal. Așa e trecută pe net. Da, puțin mă deranjează că n-am nicio treabă. Deci dacă pot să intru în curte și să ies, nu mă deranjează cu nimic. Nu vă deranjează, dar cum arată, vă place? Nu știu ce suntem să vă spun, 50-50%. Suntem speciali. Da. Altfel ce să spunem? Noi suntem prea mici. Și bătătoare de covoare. Punem și bătătoare de covoare și de toate neamurile. Dar punem stegulețe, punem scris aici, pancarde. Ce să facem așa? Ce să facem? Nu știu. Suntem foarte nemulțumiți de această lucrare. A fost făcută pe rapiditate doar să se încaseze banii. Ne așteptam să fie pe sub pământ, cum se face în orașele civilizate. Ce să vă zic? Nu sunt încântat de ceea ce au făcut. Pare că arată. Foarte urât. Foarte urât. Da, se bat covoarele pe ele. La sărbători au zis că o să pună instalații să împodobească casele. Arată foarte urât. Vedeți și dumneavoastră cum arată. Localnicii care stau pe strada următoare, aflată în capătul drumului cu conducta deasupra porților și care la rândul lor așteaptă să li se monteze conducta de gaze, spun că nu vor fi de acord să le facă aceeași lucrare. Cum arată strada de aici, din capăt? Inestetic, să vă zic într-un cuvânt. Da, nu știu. Ați fi de acord să vă pună la... A, nu, nu, că nu-mi place. Să vă spun sincer, mie nu-mi place. Nu știu, nu văd. Nu știu. Acum, domnul primar, cum s-o hotărâ dânsul, el știe. Dar doar pe strada aceasta este așa? Păi aici, atâta este. Într-o altă parte, n-am mai, că... În coapă principală ei au băgat pe dedesubt, dar putea să o fi băgat și pe aici, așa, să spargă cimentul, eu știu că s-a repara. Nu prea arată bine. Deci nu are niciun... V-am zis și părerea. Da, nu prea arată. Poate există o altă modalitate de a să... Ați mai văzut așa modalitate de a... Nu, n-am mai văzut. Nu e frumos deloc ce să facă așa ceva. Urâtai. Dar oamenii ce au spus în momentul în care au văzut? Dar ce-i vinovat oamenii dacă au avut o primitor din care face lucrurile aici, aia a făcut. Dar n-a făcut de capul, a avut pe cineva mai sus. Asta n-avea cum. Cum vi se pare că arată de aici? Arată rău de tot, da. Uitați cum apare așa. Ce glume sunt pe seama? Glumesc multe glume aici, dar ce să faci? Cam care ar fi? Care ar fi? Ei zic, parcă ai nu faci un leagăn, acolo stai dar eu. Tele și aia toată treaba. Păi, da. Dar primarul nu știe care e treaba aici? Dar cred ce înălțime credeți că au? Are ca vreo 4 metri jumate, 5. Într-o parte are vreo 3 jumate, nu e toate la fel. Deci diferă una, o să și vede la ochi. Țevile de gaze au fost montate la vedere, în fața porților, la o înălțime de 3-4 metri și nu în pământ, așa cum se așteptau pentru a proteja asfaltul recent reabilitat. Spun reprezentanții primăriei care nu văd nimic neobișnuit în modul în care arată conducta de gaze. Viceprimarul Cristinel Georgescu a anunțat că soluția a fost aleasă de executantul lucrării. Soluția a fost aleasă de către executantul lucrării și anume InstGaz și motivul a fost să nu stricăm strada respectivă. Deci la rugămintea primăriei? Nu la rugămintea primăriei. Soluția lor acceptată de noi. Ați mai văzut pe undeva trase așa? Dar în toată țara există așa ceva, dacă vreți vă arăt și acum. Pe sus, așa? Da, la da. Noastră vă place cum arată? Nu, îmi place, da, normal. Oamenii de acolo spun că nu le place cum arată. Oamenii de acolo au fost de acord cu treaba asta. I-am întrebat
în prealabil și au fost de acord. Totuși, pe lângă aspectul care lasă de dorit, localnicii ridică și problema unui accident care ar putea să aibă loc din cauza că țevile nu sunt protejate. Alții se tem că iarna vor avea probleme cu alimentarea cu gaze. Nu știu, iarna, iarna nu îngheață. Ce facem fără gaze iarna? Vă e teamă și de accidente? Normal. Normal, acum să circulă cu haotic, cu băieții ăștia, cu tineretul aici, și cu... Jale. Da. Unii au spus că le teamă să nu cumva să înghețe conducta. Nu știu dacă îngheață, nu lucrează. Dar cu accidentul, mai mult accident, mașina, da. Imagini cu strada Avion au fost postate de localnici și pe internet, unde, la fel, au strâns sute de reacții haioase.